Rusia a intrat în Kiev și Ucraina ar putea fi în curând cucerită, iar Europa nu poate sprijini Ucraina militar pentru a evita al treilea război mondial. Ministrul apărării Vasile Dâncu spune clar că am putea avea graniță cu Rusia, dar din punct de vedere economic, conflictul generat de Vladimir Putin nu va putea fi unul de lungă durată. Un lucru este cert, spune Vasile Dâncu, granițele NATO nu vor fi atinse de ruși. Trupele rusești au intrat în Kiev, însă nu cu steagul Federației în piept, ci cu cel al fostei Uniuni Sovietice. Rusia este nostalgică după acele vremuri și luptă să cucerească Ucraina. Dacă își va atinge scopul, nimeni nu poate estima, pentru că Putin este imprevizibil. A anexa însă o țară este mai complicat acum. S-a întâmplat cu Crimea, dar era vorba doar de o părticică și cred că atunci lumea ar fi trebuit să acționeze și mai vehement, într-o și mai bună organizare, pentru ca să nu se accepte această situație. Anexate probabil republicile recunoscute și vom vedea ce se va întâmpla în Ucraina. Sigur, nu se va atinge de granițele NATO, pentru că și nebunia are limite, totuși iraționalitatea până la urmă va trebui să primeze. Dacă Rusia va prelua controlul Kievului, ar putea impune un guvern pro-rus, spune Vasile Dâncu. O altă variantă ar fi ca președintele Ucrainei să-și facă un guvern în exil. Putin nu pare deloc un om al dialogului, așa că pentru a-l opri, Europa impune un blocaj economic total. Până acum Putin a folosit dialogul diplomatic, l-a folosit doar pentru scopuri propagandistice, nu s-a ținut de cuvânt. Este senzația că Putin, de fapt, ascultă ce spune Occidentul, dar ori nu înțelege, ori nu vrea să acționeze conform acestui lucru. Dacă Vladimir Putin cucerește Ucraina, atunci România ar putea avea graniță cu Rusia. Nu cred că ar fi foarte simplu și nu cred că comunitatea internațională și blocajele economice, financiare care se fac acum vor duce la acest lucru, pentru că Rusia, din punct de vedere economic, nu poate să reziste și o mare greșeală pe care, din punct de vedere strategic, a făcut-o Vladimir Putin, cred că este următoarea. Nu începe războaie ample de cucerire atunci când ești într-o mare descreștere economică. Vasile Dâncu crede că acest conflict nu va fi unul de lungă durată, însă recunoaște că Vladimir Putin este plin de surprize neplăcute. Asigură totuși românii că nu au de ce să-și facă griji, pentru că România este în siguranță.